De 11 ani, de la moartea lui Brâncuș din martie, inimoși brâncușologi adevărați realizează această comemorare religioasă. Bineînțeles, Brâncuș, sculptorul ortodox, tocmai cum îl domnește preafericitul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, este cu adevărat acela de care nu poți să vorbești decât prin Brâncuș. Vă rog să-mi permiteți să apreciem gestul pe care l-a făcut o tânără a liceului, a Colegiului Național Tudor Vladimirescu, cu activitate amplă la Clubul Elevilor, recunoscută în domeniul ginastice anaerobe. Nicolae Titulescu. Avem și MTO. Poftiți? MTO, avem și MTO care mai înseamnă vreo 6 miliarde. 5 la 6 miliarde. O să lucrăm la toate. Da. Dați-mi sursele ca asta, povestea asta cu buna colectare. Când avem proiectul legii bugetului votat de Parlament, cu siguranță va veni la dumneavoastră sau la nou președinte la promulgare. Avem de acoperit MTO și deficitul ăsta. Amândouă la un loc înseamnă vreo 6 plus 5, 11 miliarde. Din ce? În primul rând, măsura aceasta este o măsură extraordinar de bună și o susțin din tot sufletul și mai ales că acum a trecut și prin, și prin Parlament. Vă asigur că am făcut studii foarte bune și asupra sustenabilității. Dați-mi-l și mie. Doamnă, dați-mi și mie studiul care spuneți că s-a făcut. Vă dăm tot ce am. Băi, oameni, discutăm ca între oameni care știu despre ce vorbesc sau... Deci să știți că 11 miliarde nu se creează din nimic. Riscați să rămâneți cu niște dezechilibre foarte mari, să scoateți din nou țara de pe traseul ei. Domnul președinte, o să ne descurcăm. Asobă că merge așa. Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere aici la Tele3. Așa cum v-ați obișnuit, aveți de fiecare dată o mostră despre ceea ce însemna guvernul Victor Ponta când era chemat la consultări și la ședințe la Cotroceni în perioada în care președintele României era domnul Traian Băsescu, pentru a vă elucida și dumneavoastră și pentru a vă însuși mai bine criteriile care au stat la baza promovării domnului Victor Ponta în funcția de prim-ministru, doamnei care aceea respectivă care era în funcția de ministru al finanțelor, precum și toată gruparea care era situată în jurul lui Victor Ponta și pompos se denumea cabinetul de ministri al lui Victor Ponta. Astă seară la Tele3 îl avem din partea Partidului Național Liberal pe domnul avocat Constantin Ainoiu. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Ce părere v-a făcut acea consultare de la Cotroceni dintre președintele Traian Băsescu la acea vreme și Victor Ponta valorificându-și resursele de cunoștință la nivel maxim? Sigur că nu poate fi decât hilară interpelarea făcută de președintele României. Totuși, da. Sigur, unui prim-ministru al României și mai ales ministrului de finanțe, și putem accepta
în definitiv și la urmă urmei ca primul ministru, eu știu să fost un pic colateral, cu toate că fiind primul ministru al României, nu pot să cred că 5 miliarde, ceea ce reprezenta MTO la timpul respectiv, nu putea fi luat în calcule sau nu știa de el, dar mai mult decât atât, nu mă miră că ministrul de finanțe, fiind la primul job al dumneai, a fost ministrul de finanțe. Nu mă miră că din mers n-a reușit să stăpânească și nici să prindă toate subterfugiile, ca să le zic așa, pe care le oferă Ministerul de Finanțe. I-acordă circunstanțe atenuante, domnișoare. I-acord circunstanțe atenuante în măsura în care era economist prima dată la Ministerul Finanțelor, ajungea șef de serviciu, șef de birou, ministru, secretar de stat și după aia ministru. I-aș fi acordat aceste circunstanțe atenuante, dar în momentul în care a acceptat, atenție, a acceptat să fie ministru de finanțe, a făcut o mare gafă, o mare greșeală și nu poți să-i acordă aceste circunstanțe atenuante. Nu te poți juca cu o țară. Atenție! Și mai mult decât atât, indiferent că a terminat facultatea la Howard sau la Oxford, nici nu mă interesează unde a terminat-o, sunt ferm convins că partea practică este cea mai importantă și sunt 100% că 100 de economiști din Ministerul de Finanțe erau mult mai pregătiți decât dumneai. Dar ne-am învățat cu acele numiri pe picior, acele numiri recomandate de X sau de Y, probabil așa s-a întâmplat și cu dumneai, pentru că sunt ferm convins că nu există un criteriu care să o fi recomandat, fiind la primul job. Și dovadă că așa a fost este conducerea dezastroasă pe care am făcut-o în cadrul Ministerului de Finanțe și mai ales atitudinea dumneai în ceea ce înseamnă pregătirea pe care, eu știu, președintele efectiv a umilit-o la timpul respectiv. Eu cred că și-au dat atât domnia sa cât și Victor Ponta și-au dat măsura valorii, pentru că din câte i-ați văzut acolo și pe doamna ministru și pe domnul prim-ministru Victor Ponta, erau pe aceeași lungime de undă, dacă ați văzut, comunicau foarte bine. Da. Probabil pe limba lor se înțelegeau foarte bine. Era greu de tradus pentru ceilalți care erau acolo. Da, vedeți, master, la un moment dat ai posibilitatea ca să conduci guvernul unei țări și să ai șansa și norocul ca țara la timpul respectiv să meargă foarte bine, în sensul că, nu știu, exporturile de, pe piețele externe se derulează suficient de bine, colectările făcute de către Ministerul de Finanțe să fie pe undeva de peste 75%, 80%, ceea ce e foarte bine. Industria să se dezvolte și, sigur, veniturile pe care le obții la bugetul consolidat al statului să fie unele semnificative fără să depui un efort foarte mare. Mai mult decât atât, în condițiile în care n-ai mișcări de stradă și ai în spatele tău un parlament care deține cam 65% și poți să tregi orice lege vrei, poți să faci orice vrei în țara ta, din punct de vedere legislativ. Lucrurile sunt ușoare, la prima vedere. Dar atunci când vrei să lucrezi în interesul tuturor cetățenilor, indiferent de culoarea politică, indiferent de poziția în societate, lucrurile se accentuează. Și atunci, nevoile și necesitățile fiecăruia sunt mult mai variate. De asta spuneam eu și într-o emisiune anterioară că foarte mulți din cei care ajung în Palatul Victoria sau în Casa Poporului nu mai coboară cu picioarele pe pământ, nu mai țin legătura cu cetățenii care sunt principalii contribuabili la acest buget consolidat al statului și atunci sigur că nevoile și necesitățile acestora sunt unele care nu sunt ancorate în realitate. Mai mult decât atât, am observat și un sistem legislativ aproape, nu greoi, aproape, la ora actuală, aproape imposibil de adus pe calea de plutire. Adică nu se poate ca 600 de proiecte de lege să stea în sertare de foarte mult timp, Parlamentul să lucreze numai 3 zile pe săptămână, câte 4-5 ore, pentru că restul sunt pauze și atunci, sigur, ne întrebăm de ce atât de greu să mișcă această țară. Aș mai vrea să mai spun un lucru pe care telespectatorii dumneavoastră cred că l-au perceput și cred că fiecare s-a lovit de acest birocratism excesiv. Și când spun birocratism excesiv, vă dau și un exemplu, respectiv proiectele, să zicem, pe agricultură care se fac în Polonia, înseamnă un dosar care însumează pe undeva între 25 și 50 de file. În România trebuie să aibă neapărat peste 250 de file ca să poți să-l depui la cei care sunt abilitați să-l preia, respectiv direcțiile agricole. Și atunci imaginați-vă că un cetățean român trebuie să muncească de 5 ori mai mult, trebuie să alerge de 5 ori mai mult, să ia aprobări de la aprobări, adeverințe peste adeverințe, lucruri făcute doar ca să creeze anumite funcții pentru acoliții partidelor care sunt la putere, lucru pe care îl întâlnim și în Târgu Jiu cu brio pe la toate instituțiile de stat și în atare situație, sigur că lucrurile se mișcă greu, lucrurile sunt aproape de neurnit, nu poți să-ți rezolvi probleme foarte repede, îți trebuie largi rezerve de timp și, bineînțeles, de nervi ca să poți să îți rezolvi o problemă pe care, de fapt, ar trebui să-ți o rezolvi în câteva minute.
Vă întreb acum, nu în calitate de avocat, nu în calitate de politician, de membru al PNL, vă întreb în calitate de om. Locuiți de aproape o viață în Târgu Jiul ăsta și de Gorjul ăsta și cred că v-ați izbit și dumneavoastră de o grămadă de probleme birocratice care au fost generate de administrația roșie timp de 26 de ani. Dumneavoastră, ca om, ce simțiți când aveți 26 de ani de conducere roșie? Mai puteți rezista sub acest regim, sub acest imperiu? Nu, situația este foarte gravă. Încă o dată vă spun... Dacă nu se schimbă ceva și nu neapărat la nivelul județului Gorj, e o viață de om până la urmă, sigur, 26 de ani. Eu vorbesc de o percepție la nivel național. Dacă nu se schimbă ceva, dacă oamenii noi nu penetrează spectrul politic și dacă cineva nu pune piciorul în prag și nu scoate în evidență adevăratele necesități și adevăratele velietăți a acestui popor, pentru că încă o dată vă spun, românii sunt oameni și isteți și deștepți. Isteți nativi și deștepți prin faptul că au școli în general foarte bune, iar cei care se apleacă asupra și ascultă ideile preluate de la profesorii lor, ajung oameni deștepți, care, așa cum vedem, au penetrat în toate sferele de activitate, începând de la Pentagon și terminând cu, eu știu, cu Japonia. Și atunci, această încărcătură birocratică excesivă, la un moment dat, te face să-ți iei câmpii. Te duci la un birou care, de fapt, îți dă doar o informație să te duci la celălalt birou, care îți eliberează o adeverință pe care trebuie să mai semnezi în 7 birouri. Și atunci, vă dau cel mai scurt exemplu. Te duci la finanțe să-ți plătești, ca un simplu contribuabil, să-ți plătești dările la finanțe și trebuie să treci pe la vreo 3 birouri, până ajungi la caserie, până ajungi la o doamnă care ți-a banii acolo. Adică una îți face un act, cealaltă ți-l verifică, cealaltă ți-a banii, când ar putea fi toată această chestiune grupată într-un singur birou sau în 3 birouri ca să meargă să mai stea la coadă o jumătate de zi sau o jumătate de oră. Deci lucrurile se mișcă foarte greu. Mai mult decât atât, acest sistem sigur că creează greutăți pentru că și funcționarii se calcă pe bocanci între ei. Fiecare vor să iese în evidență, fiecare vor să avanseze și să ia postul, să miște de scaunul. Dar se avansează pe criterii meritocratice sau pe criterii de... Sincer vă spun, în Gorj, șeful, aveți o scamă pe umăr. N-am mai văzut în ultimii 5 ani o avansare pe sistemul. Domnule, ăsta este foarte bun, foarte pregătit, este nemaipomenit. Și după 2 ani de zile am constatat noi, cei care avem 20 de ani în unitatea asta, că omul ne-a luat-o înainte și merită să-l promovăm, el să fie șeful nostru și el să ne conducă. Nu se poate așa ceva. În Gorj, dacă nu ești coloratură politică roșie, n-ai ce căuta în viața ta niciodată să pășești pe o treaptă de genul ăsta. Pentru că asta e situația la ora actuală și în toate instituțiile deconcentrate ale județului Gorj sunt coordonate de Partidul Social Democrat și eu vă spun încă o dată. Și telespectatorii noștri cred că o știu mai bine decât noi, cei care suntem la această masă, că începând de la portar și până la director în toate instituțiile deconcentrate, sunt toți oameni PSD, coloratură politică vehiculată. Afiliați PSD-ului. Afiliați PSD-ului. Va fi foarte greu să-i schimbi pe acești oameni și din punct de vedere al comportamentului, că la un moment dat trebuie să-i spui, băi, Gheorghe, uite care e situația. Ai stat matale vreo 15 ani pe aici și ai tăiat frunze la câini. Dar uite, de astăzi eu îți fac o fișă postului. Eu, X, ipotetic, care va fi la an și va conduce acea instituție. Îți fac o fișă postului și dacă nu te ții de fișa postului ăsta, te cam dau pe afară, că 15 ani te-ai plimbat dumneata, dar la un moment dat trebuie să știi că pentru banii ăsta trebuie să și muncești. Și eu vă spun că lucrurile așa se vor întâmpla, pentru că nu se poate. Dacă nu se va efectua un management performant la nivelul fiecărei subunități, la nivelul fiecărei instituții deconcentrate, începând de la Consiliul Județean în jos, și dacă oamenii nu vor fi foarte bine aleși, atenție, foarte bine aleși cei care vor ocupa aceste scaune, Gorjul nu are nicio șansă, atenție, nicio șansă să se reabiliteze din punct de vedere economic. Suntem într-o degringoladă totală. Suntem într-o cădere liberă din punct de vedere economic. Județul Gorj este printre cele mai sărace județe din România la ora actuală. A scăzut natalitatea, a scăzut numărul de locuitori ai județului Gorj cu 30% față de ultimii 10 ani, a scăzut nu drastic și dramatic numărul locurilor de muncă și dacă se prefigurează și această disponibilizare care se vehiculează prin spațiile media și spațiul public de 2-3 mii de angajați de la CEO, eu vă spun că ne întoarcem la anii 30-40, când vechea zicală bătrânească, pe care și eu am auzit-o de la predecesorii mei, spuneau, dacă vrei să-ți moară un câine de foame, să-l duci în Gorj. Așa. Sincer, de bine stau. N-aș vrea să ajungem acolo. În general, Oltenia, care a fost condusă în ultimii ani de către Partidul Social Democrat, a rămas cea mai săracă regiune a țării, comparativă cu zonele, cu județele Vaslui, ca să zic așa, de prin Moldova, care și acela este unul dintre cele mai sărace județe, dar Oltenia excelează la acest punct și n-am putut să ne uităm și noi peste Carpați, să vedem cum au reușit cei din Ardeal să nu aibă șomaj, să importe forță de muncă, ne uităm pe toate canalele mass media și vedem că cerința de forță de muncă în Timișoara, în Caransebeș,
în Arad, este extraordinară. Adică oamenii încep să vină de afară, cei care au fost plecați de acolo, și mai mult decât atât, a început să fie o deplasare în sens invers. Dacă pe timpul lui Ceaușescu, prin acțiunile 7000 și deschiderea minelor în bazinele carbonifere din Hunedoara și Rovinari, erau atrași de acest miraj al unui salariu bine plătit, astăzi se întâmplă exact invers. Oamenii din Oltenia și din Hunedoara migrează în masă spre zonele din Ardeal, pentru că acolo se poate oferi un loc de muncă decent, iar această zonă, ca să zic așa, cunoaște o dezvoltare înfloritoare. Nu cred că este greu să ne uităm peste Carpați, nu cred că este greu să vedem ce au făcut oamenii aceia, cum au creat acești lobby de a atrage investitori din toată lumea, cum au reușit să ajungă la performanța să fie competitiv pe piețele vestice, atenție, pentru că marea majoritate a produselor care pleacă din Ardeal au acces pe piețele vestice, ceea ce spune foarte mult. Sigur, s-a încercat o penetrare activă și pe piețele din Asia și mă refer în domenii de strictă necesitate, mă refer la forță de muncă în ceea ce înseamnă construcții de fabrici și uzine, efectiv fabrici de ciment și în industria petrolieră, s-a reușit în mare parte să fie acoperite cu o parte din contractele pe care le-a solicitat, dar mai vedem un lucru foarte grav și negativ în această țară. Deprofesionalizarea. Nu mai există școli, nici de ucenici, nici de maestri, nu mai există școli care să pregătească elevii ca atunci când termină o școală, indiferent că este liceu teoretic, nu știu, sau liceu pedagogic, sau termină un liceu din care el să iese strungar sau din care să iese, nu știu, lăcătuș mecanic. Ei bine, acel om care a terminat acea școală ar trebui ca în producție să facă față în proporție de 80% la pregătirea pe care o are. Pe lângă faptul că nu se mai regăsesc aceste școli profesionale în spectru public și că nu se face nimic pentru dezvoltarea acestora și că nu se ia niciun fel de măsură, fiecare entitate, și mă refer aici la societățile cu răspundere limitată, încearcă să-și pregătească proprii angajați, trimițându-i la acele pregătiri în străinătate sau aducând lectori pentru a-i pregăti în România, dar pregătirea asta înseamnă cam 1,5% la nivelul județului Gorj, adică foarte mică, nesemnificativă. Și atunci, peste 5 ani sau peste 10 ani, vom ajunge în felul următor. Să ne pregătim din mers, adică cetățenii județului Gorj să meargă la muncă prin Spania, prin Franța și prin Germania, pentru că a început un exod destul de mare a românilor în Germania, și această pregătire din mers să însemne numai în domeniul construcțiilor și în agricultură, dar în agricultură cred că ne pricepem, pentru că nativ noi am fost o țară preponderent agrară, dar este păcat de Dumnezeu și președintele Consiliului Județean este de formație agricultor, adică a terminat o facultate. Deformație într-un cuvânt sau două, că n-am înțeles prea bine. Ați pronunțat prea rapid și n-am fost atent la dicție. Da, dumnealui are o pregătire în acest domeniu și m-aș fi așteptat ca la nivelul județului Gorj să fi pus piciorul în prag și acest să fi luat măsuri și să fi canalizat și să fi îndreptat cetățenii județului Gorj să atragă investiții și să-și depună dosare pentru a atrage fonduri europene în acest domeniu. Din păcate, și o spun cu mâna pe suflet, din păcate, și până și agricultura la nivelul județului Gorj, unde avem terenuri extraordinar de fertile și este arhi cunoscut bazinul Lungii Jiului și mai ales sunt zone de șes care au productivitate destul de bună în județul Gorj, dar bineînțeles că oamenii au sărăcit pe zi ce trece, pentru că n-am prea văzut îmbogățindu-se din agricultură decât mari fermieri sau, bineînțeles, cei care dețin sole mai mari de 50 de hectare, și atunci ne bazăm și mergem pe agricultura asta de subzistență. Vreau să vă mai dau un exemplu din nou strigător la cer și vă spun încă o dată că stau de vorbă cu 50 de oameni pe zi din toate domeniile de activitate și din toate colțurile județului Gorj. Dom'le, cea mai mare parte a oamenilor nu se mai duce la Apia. Deci țăranii nu se mai duc la Apia. Cei care au 2-3 hectare de teren, decât să umble pe la Apia 2-3 zile, 5 zile, să le ceară 7 milioane de acte în fiecare an, atenție, de parcă Apia n-ar putea să aibă un program de calculator să se știe de la an la an ce terenuri are fiecare și dacă mai cumpăra 50 de hectare să-i depună acte, sau un hectar sau 15 ari, să-i depună acte pentru anul următor, în fiecare an trebuie să te duci să faci 1500 de drumuri pe acolo ca să poți să obții acea brumă de bani ajutor de la Apia. Și foarte mulți cetățeni ai județului Gorj au renunțat, domnule. Au renunțat și nu se mai duc. Este strigător la cer. Mă întâlnesc cu oameni în vârstă care îmi spun: domnule, am fost plimbat de atâtea ori pe acolo și mi s-au cerut atâtea acte încât am renunțat. Nu mă mai duc. Nu mă mai interesează bruma lor de bani. Chiar dacă, la nivelul județului Gorj, alocațiile bugetare în ceea ce înseamnă acest ajutor pe care țăranii îl primesc cuantificat,
pare foarte mare. Domnule, știi, s-au primit 150 de miliarde sau nu știu cât. Cuantifica dacă o iei pentru fiecare țăran în parte, ce primește el, sincer, nu merită să facă 10 drumuri. Sunt câteva milioane de lei vechi. Sigur, nu merită să facă atâtea drumuri, sunt oameni bătrâni, sunt oameni care nu știu să-și mai completeze tot felul de formulare care sunt din ce în ce mai somptuoase, pentru că formularistica, în loc să se simplifice, s-a amplificat atât de tare de trebuie să ai studii juridice sau economice să completezi un asemenea formular, și atunci bineînțeles că o mare parte din oameni refuză să mai calce pe acolo. Vedeți dumneavoastră, acestea sunt necesități inerente, lucruri pe care cetățenii județului Gorj le văd la fiecare pas și se întâlnesc cu ele în fiecare zi. Eu nu știu dacă cineva din conducerea acestui județ, și mă refer aici la cei care conduc acest județ, pentru că ceilalți din opoziție n-au nicio putere decât eventual să atragă atenția celor care sunt la conducere. Dar mă refer la cei care conduc județul Gorj. Dacă s-au dus vreodată, eu nu i-am văzut să iese vreodată în mulțime, nu știu, în piața publică când s-au întâlnit minerii, să fi venit domnul președinte al PSD-ului Cârciumaru și cu domnul președinte al Consiliului Județean și să fi spus, băi, necesitățile voastre reale, împinși de sindicate dintr-o parte sau alta, le cunoaștem. Dar haideți să vedem care mai sunt altele. Ce mai vreți voi? Tu de unde ești? Tu ești de la Negomir, tu de la Fărcășești, tu de la Bălești, tu de la Runcu. Hai să vedem. Mă, voi ce vreți pe acolo? Dumnezeu, pe la voi? Ce în domeniul utopic să fi coborât domnul Călinuș și domnul Cârciumaru din turnurile lor acolo în rândul protestatarilor de energie. Nu, așa-l văd eu pe conducătorul județului Gorj, pe primarul, pe viitorul primar al orașului Târgu Jiu. Eu așa-l văd plimbându-se printre oameni. Atenție, fac o paranteză. Președintele Cadar al Ungariei a frapat toată lumea. Și știți de ce? Pe de o parte că era atât de abil să se strecoare pe lângă serviciile secrete, încât se întâlnea lumea cu el prin Budapesta pe stradă singur, fără servicii secrete, dădea mâna cu el și intra cu oamenii la o prăjitură. Imaginați-vă cum era de apreciat acel președinte la timpul ăla al Ungariei. Ei bine, așa aș vrea să văd și eu, primarul orașului Târgu Jiu, că se întâlnește cu Nea Gheorghe de 85 de ani pe stradă, care se duce să-și vândă 2 kg de lapte la piața publică, dacă nu le-a gardienii înainte, și, bineînțeles, stă de vorbă cu el și îl întreabă care sunt necesitățile lui. La fel vreau să-l văd și pe președintele Consiliului Județean. Așa văd eu partea politică. Eu văd acolo în stradă, lângă omul ăla. Dar atenție, de promisiuni, sincer, suntem sătul toți și suntem foarte hotărâți, mai ales atunci când mergem în campaniile electorale, să facem tot, să fabulăm, ca să spun așa, să facem tot felul de promisiuni de care ulterior marea parte a politicienilor nu se țin. Timp de 26 de ani așa s-au câștigat alegerile. Sigur, numai așa s-au câștigat alegerile, prin promisiuni de șarte care au rămas doar așa în spațiu virtual. Eu cred că, și sincer vă spun, că generația tânără care s-a ridicat și oamenii sunt mult mai pregătiți și mai informați. Eu cred că nu mai pot fi mințiți. Ascultați-mă, dacă cineva se mai duce într-un sat și începe să fabuleze sau într-o comună, e posibil să primească ceea ce merită, adică să primească un oprobiu public atât de dur. Eu nu mă refer la violența fizică, mă refer la violența verbală. Dar să fie un oprobiu atât de dur încât să-l aducă și pe acel politician cu picioarele pe pământ și să-l facă să creadă și el că nu se mai poate, să-i minți pe oameni. Credeți că ăștia vor renunța la metehnele care de 26 de ani îi caracterizează atât de bine? Domnul Filip, eu nu spun că vor renunța pentru că nu am premoniții și nici nu vreau să anticipez ce va spune fiecare. Trag doar un semnal de alarmă și le spun oamenilor că e bine să fie așa, pentru că încă o dată vă spun. Mă întâlnesc zilnic, săptămânal, lunar, cu zeci, cu sute, cu mii de oameni. Știu exact ce vrea fiecare, prin fiecare comună și prin fiecare sat. Știu care sunt doleanțele lor în fiecare comună și în fiecare sat. Numai că strigătul lor este în van. Dar atenție! Și adesea și îl înăbușesc și tocmai aici greșesc. Exact! Pentru că n-ar trebui să stea într-o stare de frică și de timiditate. Sigur, dumneavoastră ați punctat exact ce trebuia. Pentru că acolo vreau să ajung și eu. Domnule, nu vă vine să credeți că în secolul 21, în anul 2016, oamenii au început să aibă aceeași frică ca în 1989. Adică, domnule, nu pot să iau atitudine în fața primarului, că cine știe ce, Doamne iartă-mă, face primarul. Nu pot să mă duc să depun o cerere la primărie sau să cer ceva la primărie, că se supără cu Ana Leana, care e acolo contabilă de 15 ani. Ana Leana e un pseudonim, nu contează, nu am nicio asociere, o fi vreo doamnă Leana pe acolo să zică că Doamne ferește. Nu. N-ați nominalizat nicio primărie. N-am nominalizat nicio primărie, sigur că da. Și atunci, eu cred că oamenii trebuie să vină cu picioarele pe pământ, dar mai mult decât atât. Sigur, ești trimită pe toți din primărie, atenție, o săptămână de zile, pe banii publici, atenție, pe banii publici, ești trimită pe toți o săptămână în Franța. Domnule, n-aș la altă țară, Franța sau Germania, una în cele două țări. Pe bani publici aș lua toți funcționarii primăriei și aș trimite acolo.
Și dacă după o săptămână să lucreze fiecare în birou cu omologul lui, care pe agricol lucrează pe agricol, care pe informații publice, pe informații publice, pe urbanism, să stea lângă omologul lor. Eu vă spun că după o săptămână vin alți oameni și nu se mai recunoaștem. Schimbarea de mentalitate, ceea ce o propun dumneavoastră, este foarte grea. Haideți că avem un telespectator care stă de ceva timp să vedem ce dorește. Bună seara, stați alături de noi. Bună seara. Să trăiți, vă ascultăm. Bună seara. Domnilor, vă mai ascult și o seară de mult, cu foarte mulți invitați și mai îmi permit câteodată să mai bag și să mai sun. Vă rog, vă ascultăm. Mai este felul următor. Mă gândesc așa că pentru alegerile care vor fi și mă gândesc ca om, primar, viceprimar, mi-a trebuit să aibă niște întâlniri cu acești oameni, nu scăse alegători, cu concetățenii ăștia ai municipiului, ai orașelor, ai satelor, deputații ăștia, cu consilieri să numesc, înainte de 29 să numeau deputații ăștia, ei ne-au repasat niște circumscriți, se întâlneau cu oameni, mai era sfatul bătrânilor, a sfatul oamenilor de specialități, adică meseriași ăștia mai buni, ingineri, economiști, juriști, și făceau un program bun, care ăla era de fapt de bază care se urma și pe el se făcea întreaga activitate economică-socială a unei localități. Gândesc că astea s-au uitat sau nu mai vor să mai țină cont de ele decât atunci când vin și își cer, milogesc acel vot ca să ajungă din nou pe funcție. Și după aia și uită. Degeaba o să-ți spuneți că aveți competență și putere la alegeri. Păi pe cine, domnule, să alegi, că tot ăia care au fost și tot ăia care n-au niciun fel de importanță spus de partide, candidează. Iar dacă eu îl votez pe unul care e independent, ăla nu va ieși. Păi nu, alternativă la concele 26 de ani există. Spre exemplu, e domnul avocat Aninoi aici, care l-ați văzut cum vorbește și cum se comportă. E cu totul radical altfel față de tot ceea ce a însemnat 26 de ani județul Gorj. Deci alternativă există. Acum nici noi nu trebuie să picați într-o stare din asta de negativism, în care să nu doriți să ieșiți la vot, pentru că în momentul în care faceți asta e un credit în alb, un cec în alb pe care îl dați ăstora care de 26 de ani v-au condus până în situația în care se află astăzi județul Gorj. Domnul Filip, eu n-am zis asta, nu m-ați înțeles. Eu am spus, domnul Aninoiu, nu știu de la ce partid candidează. Și nu știu dacă la municipiu, poate la Bălești. Nu am dat un exemplu ipotetic. Deci, da, și eu am spus tot la fel. Adică sunt și oameni din ăștia, bun, dar ăștia nu vor ieși în față pentru că nu-i scoate nimeni. Pentru faptul că nu-i scoate. Uite, domnul Aninoiu nu va veni din partea partidului de la municipiu, pentru că nu-i scoate nimeni în față. Pentru că acolo iarăși o mare cârdășeală. Adică sunt puși în această chestie de cel se da 5 oameni și este al 6-lea. Bine că l-ai ieșitat luptele, știi că e posibil și asta. Sunt multe chestii din astea, că pe Aninoiu știu bine de mult, de când era el pe la OACC și el mă știe de mine. Problema este în felul următor. Domnilor, asta e treaba că și-a uitat lumea de ceea ce trebuie făcut. Asta e prost. Și nu știi pe cine, doamne, iartă-mă să mai și votez. Că eu aș vrea să merg cu un independent, dar la săracul are, nu va ieși niciodată. Nici măcar consilier. Eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Participare. Deci și un independent telespectator nostru trebuie să știe că un independent care va fi votat, dacă nu are majoritatea în Consiliul lui în Consiliul Local de partea lui, nu poate face nimic. E legat de mâini de picioare. Este adevărat, dar sincer, un exemplu pozitiv este cel de la europarlamentare. Cu domnul actor, cu, îmi scap acum numele. Da, îl știu, care a ieșit europarlamentar. Care a ieșit europarlamentar independent. Domnul Filip, eu îi mulțumesc telespectatorului nostru și îi apreciez poziția, sincer, eu apreciez. Eu cred că marea majoritatea oamenilor gândesc ca dumnealui, chiar dacă unii n-au curajul să-și expună în spațiu public ceea ce gândesc. Dar vreau să vă spun că punctul meu de vedere este că în Parlamentul României cred că nu se va putea da un vot adevărat, real și în concordanță cu necesitățile oamenilor decât dacă vor fi deputați și senatori independenți. Pentru că dacă ne ducem iar la vot și dacă trimitem senatori și deputați care votează cum îi dictează președintele grupului și ne aducem aminte foarte bine cum se întâmpla cu mâna când ținea degetul sus pentru că ei nu știau ce votau pe acolo, nu citeau nimic din legislația care o primeau
și ținea unul degetul sus dacă era da și degetul în jos dacă era nu. Ne aducem foarte bine aminte de acest aspect derizoriu în Parlamentul României, strigător la cer și sincer, nici nu vreau să mă gândesc că mai există oameni de așa factură și de așa manieră să voteze după degetul președintelui, șefului de grup. Și atunci dacă trimitem tot oameni de acest gen, vom avea parte de aceleași lucruri pe de care am avut parte și până acum. Ați văzut acel șef al serviciului CIA care a fost dislocat la București, ce declarație a făcut în presa centrală? 85% din Parlamentul României este corupt și amită? Nu spun eu, o spune acel specialist în domeniile serviciilor de securitate și serviciilor strategice. Sigur, mă gândesc că dumnealui are și informații de în, exact, aș știu în sensul ce vorbește. Ăsta, pentru că încă o dată vă spun și atunci când serviciul de audit al băncii americane a spus că 70% în România e economie subterană, eu am zis că sunt puțin deplasați la cap, sunt nebuni, ca să ajung la concluzia că de fapt un studiu ulterior are de fapt că 74% economie subterană în România și mă refer cu câțiva ani în urmă și nu 70, cum spuseseră, din modestie auditul băncii și statelor. Să nu uităm nici declarația președintelui Curții de Conturi, care a spus că jumătate din banii publici se fură în toată România. Da, este o declarație publică pe care exact a făcut-o președintele și Curții de Conturi. Nu se sesizează nimeni, avem DNA, avem servicii, dar jumătate din banii aia se fură, sunt banii mei, ai dumneavoastră, ai telespectatorilor care se uită, cu care ăștia din politică, care sunt primari, viceprimari, președinți de consilii județene, deputați, senatori sau mai știu eu, care toacă banii publici, organizează licitații sau fel de fel de porcării din asta, în care președintele Curții de Conturi a declarat exact, domnule, jumătate de bani se fură. Domnul Filip, nici nu-i de mirare că organele parlamentarii de la Bruxelles, atunci când sugerează României îmbunătățiri în ceea ce înseamnă sistemul juridic din România, au punctat trei aspecte esențiale. Unu, independența justiției și independența Consiliului Superior al Magistraturii în deciziile pe care le ia față de magistrați. 2. Întărirea anii, ceea ce înseamnă că trebuie o verificare mult mai amplă a condițiilor de integritate și, bineînțeles, întărirea serviciilor, parchetelor DNA. Se pare că vreau să stați puțin în stand-by, să luăm publicitate după care revenim. Da.